Sabine va fi rostită de către Mihai Harma. După care vom da cuvântul domnului Troy Grama, directorul editurii Amelting, adică editorul și acestui volum. Te rog. Acum voi recita poezia Părintele nostru. În drum, pe a bisericii cărare, cu o față ca un soare, parcă îl văd așteptând pe Părintele Nicolae. Aici noi, dar suntem este, într-o țară de poveste, unde îngerii zâmbesc și pe Domnul îl slăvesc. La colinde când veneam, ne privea râzând la geam și îmi spunea când îmi e greu să-L ascult pe Dumnezeu. Ne primea la El cu drag, ca un al patrulea meag, ne primea la El în casă și la sărbători la masă. El pe noi ne spovedea și pe, toți ne ajuta, El voia doar alinare și pentru toți împăcare. Zilele trec, anii zboară, în amintirea cea mai de preț comoară, veșnic scris pe sufletului foaie, al doilea meu bunic, părinte.